Iotele, cum așteaptă ele să fie tăiate, feliuțe, feliuțe, la prima mână e gata, mămăliguța, și acum o să mă ocup de cașcavăluțul ăsta, neam, neam, neam. Cașcavalul e tăiat feliuțe, ambele bucăți, la mână, așa, cum mi-a venit. Unele mai mari, unele mai micuțe. Ambele bucăți, mămăliguța e gata, urmează să îl băgăm în cuptor. Ia să vedem cum filmăm aici. Am pus lingura asta la muiat. Trebuie să fie muiată bine. Uniformizează umplutura, dar stai că am aici așa de desubt un ăsta, un tocător care îmi încurcă activitatea. Așa. Mai muiem. Mă mălig aici. Ia uite-vă, 500 de grame de mălai nu ajung. Stați un pic că trebuie să opresc ca să întind mai bine asta, primul strat de mămăligă. Așa, gata. Am pus primul strat de mămăligă, uite așa arată. Acum mămăliga asta o repartizăm să acoperim și bag la cuptor. Uite, am pus mămăliguța. Ce face soția modela lui tati? Da, am pus mămăliguța și al doilea strat și acum o băgăm în cuptor. Ce face modela lui tati? Da, uite. Băgăm mămăliguța în cuptor acum. Are tati un pui harnic aici. Da, și tati este harnic. Face bunătăți. Da, și creații. Da.